Invitat în cadrul emisiunii Provocare la adevăr, directorul Parcului Industrial Bumbești-Jiu, Cristian Toader Pasti, a dezvăluit situația economică dezastruoasă în care se află unitatea. Parcul industrial are de recuperat miliarde de lei vechi de la firmele chiriașe pe care le-a și acționat în instanță. Cu hotărârile definitive și irevocabile în mână, conducerea parcului nu poate elibera nici spațiul ocupat de firmele reoplatnice și nici recupera banii de la acestea. Spațiile erau blocate de aceste firme care au acumulat peste un miliard de datorii, deci au blocat spațiile, au făcut activitate economică și practic nu aveai să aduci pe cineva, chiar am avut și din afara țării oameni. Una dintre firmele pe care parcul industrial le are chiriașe este firma Pirelli, societate adusă la SADU de Victor Ponta și Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj. Una dintre clauzele contractuale prevede foarte clar că atunci când contractul se va rezilia, indiferent din ce motive, parcul industrial va trebui să suporte despăgubirile către societatea Pirelli pentru investițiile făcute. Contractul încheiat cu Pirelli este o bombă cu ceas, însă cu toate acestea, autoritățile județene sunt optimiste. Nici o altă firmă chiriașă nu mai beneficiază de asemenea clauze. Astea sunt regulile contractului. Deci foarte clar, sunt toate, e un contract confidențial prin care ei își desfășoară activitatea în această perioadă la nivelul parcului industrial. Cred că e un proiect reușit. Se vede ce s-a realizat acolo. Sunt și locuri de muncă, e și o investiție alta, că dacă vă duceți să filmați acolo cum arată în dreapta și cum arată în stânga, e mare diferență. Conducerea parcului industrial de la SADU cere acum sprijin financiar Consiliului Județean Gorj, care este și proprietarul parcului.